Îmi place că e o provocare pentru mine, nu neapărat din punct de vedere al abilităților, dar pe partea de vulnerabilitate și emoție. Adică tango nu e doar un prilej pentru a socializa și a comunica cu partenerul, e cumva și un mijloc pentru asta. Și cred că e o lecție pe care eu trebuie să o învăț și asta îmi place. Mi-a plăcut mult tehnica de predare, adică mi s-a părut pentru prima oară când am mers la un curs de dans că instructorii sunt adevărați pedagogi. Și mi-a plăcut mult și tehnica asta de a nu avea grupe separate de începători, intermediari, avansați și așa mai departe, pentru că mi s-a părut că pot să evoluez mai repede și că nu o să mă plictisesc. Păi și pe partea de structură și organizare, pe partea de disciplină, pe partea de deschidere emoțională, pe partea de înțelegere muzicală. Mi se pare că e cumva un dans complet din punctele astea de vedere. Și acum, mă rog, sunt un pic și subiectivă și mă refer la cursul nostru, că nu știu altele. Îmi place că avem o structură la fiecare curs. Îmi place că lucrăm cu mai multe persoane, adică nu facem schimb de fiecare dată. Îmi place că ne axăm pe diferite abilități, adică și să învățăm un pas și pe tehnică individuală și pe muzicalitate, asta mi se pare iarăși super important. Nu știu, și îmi place și atmosfera în general. Da. Mi se pare super ok, super deschiși, inteligenți, amuzanți și interesați. Adică nu vin doar, nu știu, ca să aibă ceva de făcut marți seara sau sâmbătă după amiază, vin pentru că le place și vor să și crească în sensul ăsta. Câți pași sunt în tango și care sunt ei? Trei pași, apertură, cross-față și cross-față. Care sunt sistemele de mers? Paralel și pulsatul. Ce este double time și exemple? Dacă simple time înseamnă că călcăm pe 1 și pe 3, double time înseamnă că mai călcăm pe încă unul din ceilalți doi timp care au rămas. Ok, practic, deci dacă ar fi 1, 2, 3, 4, da? Double time ar fi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alterationes, ce sunt ele? Sunt în momentul în care faci doi pași într-o altă ordine decât ei face, nu știu, într-un hero. Adică în loc să fie apertură, cross-față, apertură, cross-spate și așa mai departe, e apertură-apertură sau cross-față, cross-spate sau cross-spate, cross-față sau... Diferența între lapis și planeu? Este dată în funcție de raportul mișcării piciorului față de pieptul celui sau celui care îl execută. La planeo, piciorul nu se mișcă în raport cu pieptul, adică se mișcă tot corpul odată cumva. La lapis se mișcă, adică pieptul cumva e într-o direcție și piciorul se mișcă într-o direcție sau alta în raport cu pieptul. Nu știu să explic mai bine de atât. Ce este un corte? Este o mișcare care se face în general la final de frază muzicală pentru a o marca.